Criza forței de muncă cu care se confruntă turismul românesc a fost tema unei întruniri intertrimestriale prezidată de ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu. În vederea identificării de soluții, au fost prezenți la discuții Aurelian Păduraru, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Ciprian Muntean, director general al Departamentului Consular în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum și reprezentanți ai industriei de profil. Industria de profil a fost reprezentată în cadrul întrunirii de Daniel Mischie, președinte Alianța pentru Turism, Dragoș Răducanu, prim-vicepreședinte al Federației Patronatelor din Turismul Românesc, Andreea Medvedovici, director executiv al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, precum și de alți membri ai acestor structuri asociative. Sectorul privat din industria turismului a semnalat în repetate rânduri existența unui deficit de forță de muncă în acest domeniu, problemă care s-a acutizat în perioada pandemiei, când, spre exemplu, numeroase structuri cu funcțiuni de primire turistică au fost nevoite să își restrângă activitatea, angajații fiind forțați să se îndrepte spre alte domenii. Drept răspuns, în urma consultărilor avute și la nivel de premier, trebuie să unim eforturile astfel încât să venim cu un pachet de măsuri pe termen scurt, dar și în perspectivă, care să diminueze acest impact negativ, a transmis Constantin Daniel Cadariu printr-un comunicat de presă remis redacției noastre. Soluțiile pe termen scurt, analizate în cadrul întâlnirii, se referă la importul de lucrători din statele non-UE, în număr de aproximativ 100.000 pentru acest an, și la modalitățile prin care poate fi redus timpul necesar pentru acordarea vizelor, precum și la corelarea vizei de ședere cu viza de muncă angajator. În continuarea dialogului, ministrul Cadariu a propus organizarea unei noi întâlniri la Palatul Victoria în decursul săptămânii viitoare, cu implicarea tuturor factorilor decizionali pentru realizarea unui plan de acțiuni.